Bună dimineața, prieteni! Am revenit. Prietene, o să merg la mama pentru că m-a sunat, de fapt, de ieri. Nu se simte prea bine și are tensiunea cam mare și merg cu ea la medicul de familie. Să vedem ce zice, poate că na. Am mâncat sărat. Trebuie să mănâncă și ea, dacă tot are pastile să facă tensiune, trebuie să mănâncă mai nesărat. Mai nu carne de porc. Da, na, mai mănâncă și ea câte un pic. Că așa suntem toți, zicem că nu mâncăm, dar... Și merg acum să o iau și după aia vedem ce o să zică medicul de familie, ce să o mai dea. Poate mai dă și alte medicamente, poate că nu le-a mai schimbat, nu știu. El a luat-o pe de când i le-a dat de mult. Dar o să merg la ea și o să revenim. Gata, am revenit cu mama. Uite, nu pot să filme, că te pierdul l-am lăsat acasă. Bună ziua, dragul. Am mers la medic, i-a mai schimbat, s-a retras două medicamente, două feluri. Și a dat altul mai tare, altul mai puternic. Creștea tensiunea. Și ăla două care am venit noi cu ele și am arătat toate medicamentele, a zis să nu le mai ia și luăm altceva mai puternic și a mai rămas încă două feluri de medicamente din celelalte și cu ce luăm acum cam trei feluri. A renunțat la două din alea ale vechi, ale ei. Dacă nu mai mă ajuta. Păi da, da. Nu știu ce să fac. Am fost și... Poate m-a ajutat asta. Am filmat aici acum cu ea în mașină, n-am mai filmat nici la ea acasă, nici acolo la cabinet, că nu este voie. Nu le convine dacă filmez, dai seama. Vă dați seama că să sperie lumea, că păi le facem da. Cine știe ce, na. Nu vor să apară pe YouTube, le e frică. Și acum, nu știu, vedem unde merge la farmacie. Și vedem, acum s-a încălzit, să-mi dau jos asta, că așa plecai de acasă, mi s-a părut că e răcoare. Revenim. Gata, am revenit, am mers la farmacie, am luat pastilele, medicamentele, de fapt. Și acum suntem pe aici, așa, pe zona, am venit... Să vedem puțin, să se uită cineva, un om care se pricepe, să vadă la mașina asta, ce eu știu. Mașina trebuie undeva dusă, lăsată, să facă ca lumea, dar am venit așa puțin să se uită la ea, să vadă cam ce e de făcut, nu știu. E un service. Nu este un service, așa mai la ieșire din oraș, dar vine multă lume pe aici, pe viață. Este frumos. Nu mă dau jos, mi-e frică că știu că avea de mult niște câini pe aici și ne mușcă. Ce faci? Ii pastilele? Să nu le iei pe toate acum. Eu, cum să am? Hă? M-am descurcat până acum, m-am descurcat. Păi nu mai le lua acum. Păi nu lua aia stângeri. Ce? Păi eu nu știu, ia ce scrie una aici? Una seara, una dimineață. Păi nu mai iei acum. Păi nu iei. Acum nu mai iese, uite, nu mai iei. Că dimineața, că e târziu, e de seară. De seară, una. Nu-i cum să le iei așa. Lasă că și eu am. Acum prima dată iau. Cu alea cum am descurcat? Nu pe... poți să țin telefonul aici. Te m-am pe cineva să-mi dea medicamentele, nu? Nu le luam eu, că-ți iau. Mă descurcam. Da. Dai că dau și negrie ăștia medicamente. O să nu iei mai multe. Cum să iau? Nu ai doar scântelul. Uite, nu poți să telefonul mă în mână, ăla trepiedul când am vrut să-l caut, nu l-am găsit, tot așa. Cum nu l-ai găsit? Unde l-a pus? Copiii? Îl mai ia ei. Îl ia ei, mai copiii. Mai ia lumina. Ce vă spune acum? E frumos aici. E în afara orașului, la margine așa. Cai. Aer curat, asta e. Acolo e rampa. La domnul mecanic. Domnul S-a dus cu mașina să dea o tură cu ea să vadă ce are, dar la roța aia, la cauciucuri, trebuie sigur că am schimbat cauciucurile și trebuie să fac aia ca să nu le mai mănânc și le-am mâncat și peștele noi, că nu i-am făcut ce trebuia. Da. Bine, dar plăcuțele nu știu acum, le țin în portbagaj. Domnul a zis că nu are nevoie de plăcuț, auzi? Eu le-am comandat, le-am luat degeaba. Acum s-a dus să dea o tură el cu ea, dar nu știu. Să vadă în ce stare e. Da, e frumos pe aici așa. Aici e drumul care mergeam noi, aveam stația Peco acolo, mai la ieșire puțin pe dreapta, mai în față. Aveam și noi pe acolo așa, pământuri, parcare, stație Peco, aveam de toate. Și cai.
Hai că revenim. Am revenit de aici, așa, uite, stăm aici la umbreluță. Copii, nu mai trage, am luat copiii ăștia. Le-am găsit că erau în fața școlii. Pe Leonardo care se duce la grădiniță. Cu fetele, mă pup. Cu fetele, te pup. Aș vrea să bea. Auzi, cu fetele să pupă. E frumos, așa. Trebuie, trebuie să meargă acasă copiii, că s-o obosiți, pantaloni scurți acum. Să stea la o țină la răcoare în pat, nu mai trage cu pistolul. Bă, să iei pistolul adevărat. Da. Am venit puțin aici, după ce am fost cu ea, să vedem ce are, dar nu prea, n-avem unde să o facem aici în oraș, trebuie dus în alt oraș. La Severin, la Craiova, n-are ce să-i facă. Am venit să ne dea puțin cu apă pe ea. Pentru că era plină de praf, era urât, barbrizul din față, nu mai vedeam nimica. Și mi-a dat puțin cu apă, cu spumă de aia și acolo șterge și plecă. Era prea urât, râd de lumea de mine, mă fac de râsul lumii cu mașina asta așa. Pentru că eu o las la poartă, o las la poartă și se pune tot praful. L-ai găsit? Ochelarii? Unde erau? Unde? Cam unde? În buzunar, la scaun. Bine că le-ai găsit, acum le mai dă jos. Am căutat, în mașina lui, a lui Cucătar, a lui Jian. Și le mai dă jos ochelari. Le mai dă jos acum să ia aer la ochi. Acum le mai dă jos. Am căutat la bunica mea futura, în mașina lui Cucătar, Florin, la mamă, peste tot. Pentru vedere. Acum le mai dă jos să ia... Lui. Păi de ce pune pe ăia? Atât, de ce? Că nu le-a avut pe ăia. Atât mi-era din casă, că nu mai are ochelarii. Să nu-i mai dai jos, ca să vezi canalul. Mama, văd! Aveți? Că acum aveți? Da, vezi. Nu mai ai voie să pun pe ea. Să nu mă duc imediat. Eu la poartă unde la mașina mi-ar trebui o prelată să pun pe ea. Nu-i mai dai jos, gata, să căutăm. Nu mai ai voie. Da, o luăm pe alea de la ureche, unde le-ai avut în spate. Auzi, mami, când vreau să trag cu pistolul, pun astea. Trebuia lumină o prelată să pun pe mașină. Am mâncat-o de tot. Îmi trag. O, tu de ce crezi că stăm aici? Că vrem noi? Să termin mașina după aia, pentru că nu am frică că n-ajungi acasă. Dar, auzi, să nu arunci ceva ce trebuie. Cărălandral. Băiatul, mă, ce-o faci în interior? Vela, mega ce le-au de la vreo. Faci o faci înăuntru? Nu, nu, lasă, le udare acolo să nu mai întreba. Așa sunt pragurile. Pragurile alea la ușcă, așa e că se face pe din afară. Nu mai copil, pe o facem altă dată. Da, le-am căutat toată pe acea. Acum lucește. Pune-le. Bara a ieșit în spate. Nu le pun aici. Nu, 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 nu. Pune-le la ochi. Bun, le contactez pe patrimul, hai. Oh. Las că le pune acasă, e gata? Ii! Gata, prieteni, am venit acasă, obosiți, de pe la școală, de peste tot. Suntem acasă și mama și Leonardo. Leonardo, să vedeți cum e. A venit căldura să se vadă bulani, ia! Leonardo, da. De ce nu mănânci că ai venit de la... Bunică, vrei să vezi cum dau viteză și cad. Nu, 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 că lovești genunchi, ai frumoși. Bă, nu, că dau frână. Uitați, prieteni, am găsit ochelarii, erau la mine în mașină, un scaun, scaunele din spate aveau un buzunar și erau băgate. Bine că a găsit ochelarii la spălătorie, le-a găsit în scaunul din spate, în buzunar. Că mă gândeam să-i mai facem altele, când mai mergem, când mai face control, altul. Ce zici, mama? Cum urce după pastile? Cum mai încet, mai încet? Leona. Ia, 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 ia
Cu cine se bătii? Așa. Aveai și noi florei la masă. N-am apucat să intru nici în casă. Acum duc și eu ăstea ce am aici și vedem ce facem de aici. De cura nu face nimic, că tot cad frunzele într-una, mereu. Ce să fac eu la frunze? Andrei, polițai! Avem aici un ulei de ăsta. Vedeți cum arată? Ce? E ulei de masaj. De levențică, levențică, ce e asta? Nu e ulei de masaj. Stai, levențică e. Da, e de ulei. Masaj cu ulei esențial de... Lavandă e, mă, lavandă. E de lavandă de relaxare, relaxare, uite, scrie. E de la... Lavandă. E băgat de la... Cum ia. E la doamne, acolo, la biserică. A, nu, Emir. Miroase frumos ele de lavandă, uitați. Că și scrie lavandă de relax. E foarte bun, eu am mai avut ulei de ăsta. Mie îmi place mult de el. E de la farmacie. Leonardo! Joacă cea mică, codică. Să ducă ea după copil acolo la poartă, nu știu niciodată. Prieteni, am avut, vă mulțumim și vă dorim o zi plăcută, frumoasă și liniștită și vă mulțumesc mult de tot. Și o să revenim, vedem și altă dată, mai târziu, poate și cu treaba, că nu prea mai făcut așa treaba. Pa, pa!